Calculați valorile finale ale registrilor. Toate valorile sunt în hexa, după cum urmează. 4 registri, AX egal 0B13 în hex, BX egal 2313 în hex, CX egal 1F05 în hex, DX egal 0001 în hex. Și avem instrucțiunile mai jos. În primul rând, pentru instrucțiunile cu MOV, ele reprezintă pur și simplu citirile registrilor. Deci avem MOV, citire, registri. Citesc pur și simplu MOV AX, MOV BX, MOV CX, MOV DX. Citirile registrilor. Acum, pentru push CX. La push CX, el are rolul de a aloca un spațiu de memorie pe stivă. Alocare spațiu memorie. Acum, pentru SHL AX CL, în primul rând trebuie să transformăm registrul AX din hex în binar, ceea ce înseamnă că pentru a transforma în binar, fiecare cifră din numărul în hex are 4 cifre în binar. Și 0 este 0000, B în decimal este numărul 11, care în binar este 1011. 1 în binar este 0001 și 3 în binar este 0011. Acum CX este 1F5, 1F05 în hex. Ceea ce înseamnă 1F și 05. Pentru 1F avem CH pe 8 biți și pentru 0,5 avem CL tot pe 8 biți. Acum, trebuie să transformăm CL din hex în decimal. CL în hex este numărul 0,5 în hex, care în decimal e pur și simplu numărul 5 în baza 10. Ceea ce înseamnă că CL se mută la stânga, ceea ce înseamnă că CL se mută la stânga cu 5 poziții, că atât este numărul în decimal. Ceea ce înseamnă că trebuie să împingem AX cu 5 pași, împingem AX cu 5 pași și trebuie să adăugăm la dreapta acel număr de zerouri, adică 5 zerouri, adăugăm la dreapta 5 zerouri și de la stânga trebuie să scoatem atâtea poziții cât am adăugat în dreapta. Adică de la stânga scoatem 5 poziții de la stânga. Ceea ce înseamnă că AX-ul nostru inițial, care este 0000101100001000001 devine 0110 0010 0110 0000. Și acum să vedem cine e fiecare grupă de aici. 0110 este 6. 0010 este 2, 0110 este din nou 6 și 0000 este 0. Ceea ce înseamnă că AX devine 6260 în hex. Pentru push BX. Pentru push BX înseamnă că la stiva inițială adăugăm peste prima instrucțiune BX egal valoarea lui. Deci push BX înseamnă că la stiva inițială adăugăm peste prima instrucțiune push BX egal și BX din datele problemei este 2313. 2313 în bază hex. Pentru not de x. În primul rând îl transformăm pe dx
din hex în binar, dx este în hex 0001, ceea ce înseamnă că în binar o să fie 0000 0000 0000 0001. Acum trebuie negat. Not dx înseamnă că îl negăm pe dx, ceea ce înseamnă că dx devine. Înseamnă că dx devine. Fiecare cifră se neagă. 1, 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 0. Și îl transformăm în hex. Deci dx este 1, 1, 1, hex. Este numărul 15, adică f, f, f și 1, 1, 1, 0 este e, în bază hex. Pentru xor, de bx dx. În primul rând, bx este în hex 2313, ceea ce înseamnă că îl transformăm în binar și o să vină 0010 0011 0001 0011. Și dx, ne referim la dx-ul nou, adică acesta, dx va fi 1111111111110. Este dx-ul pe care l-am aflat. Ceea ce înseamnă, cele două sunt adunate. Și adunarea are o regulă specială, că 1 plus 1 este 0. Și adunate, cele două vor fi 1101, 1100, 1110, 1101. 1101 este în, trebuie să-l transformăm în hex. 1101 în decimal este numărul 13, adică în hex va veni D. 1100 este numărul 12, adică C. 1110 este numărul 14, adică E. Și 1101 este din nou D. Ceea ce înseamnă că BX egal DCFD în hex. Și acum pentru pop CX. Pop CX înseamnă că se scoate prima valoare și CX devine valoarea lui BX. Adică prima valoare este scoasă, iar CX devine 2313. Deci se scoate prima valoare. CX devine 2313 în hex. Și din toate acestea rezultă că registrii finali vor fi AX egal BX egal CX egal DX egal. AX va fi, l-am aflat aici, 6260 în hex. Hex. BX va fi DCED în hex. Aici era E. Așa. CX va fi 2313 în hex și DX va fi FFFE în hex. Și acestea sunt valorile finale ale registrului. Calculați valorile finale ale registrilor. Toate valorile sunt în hexadecimal, după cum urmează. Avem următoarele valori ale celor patru registri, AX, BX, CX și DX, și setul de comenzi. Prima comandă este push AX. AX are valoarea 0A12 în hexadecimal. Ce face această comandă? Această comandă are rolul de a aloca spațiu de memorie în stivă. Aceasta este stiva sau stack-ul, iar alocarea de informație se va face de jos în sus.
Astfel, după prima comandă, avem în stivă informația din registrul AX 0 A1 2 în hexadecimal. Următoarea comandă este move AX BX. Această comandă poate să aibă rolul dacă avem doar move AX simplu, aceasta are rolul de a citi registrul, însă noi avem move AX BX, ceea ce înseamnă că de la registrul sursă vom transmite informația la registrul destinație. Registrul sursă este BX, iar registrul destinație este AX. Deci avem nevoie pentru a afla noua valoare a lui AX, adică BX plus AX, avem nevoie de valorile lui AX în binar și a lui BX la fel. AX este 0A12 hexadecimal, iar BX este 1, 2, 3, 4, 1 hexadecimal. Un binar va avea valoarea 000, A în binar este 1010, adică 10, 1 este 0001, iar 2 este 0010. Transformarea în binar se face astfel. Vom lua fiecare cifră și o vom transforma în binar. Deci 0 este 000, A este 10, 1 este 0001, iar 2 este 0010. Pentru valoarea din registrul BX vom face la fel. Un binar va fi 001 000 0 0011 și 0100. Acum, pentru a afla noua valoare a registrului AX, va trebui să adunăm cei doi registri pe care am transformat în binar. Vom face astfel. O regulă pentru adunarea, cel puțin în cazul acesta, foarte importantă, 1 plus 1, deoarece nu avem transport, va fi 0. Adunarea se face de la dreapta la stânga, deci vom avea 0 plus 0 este 0, 1 plus 0 este 1, 0 plus 1 este 1, iar 0 plus 0 este 0. 1 plus 1 este 0, 0 plus 1 este 1, 0 plus 0 este 0 și la fel pentru 0 plus 0. 0 plus 0 este 0, 1 plus 1 este 0, 0 plus 0 este 0, 1 plus 0 este 1, 0 plus 1 este 1, iar restul valorilor este 0. Acum vom transforma rezultatul în hexadecimal și îl vom lua de la stânga la dreapta. 0001 este 1 hexadecimal, 1000 este 8, 0010 este 2, iar 0110 este 6. Deci, noua valoare a registrului AX este 1826 în hexadecimal. Următoarea comandă este subBLCL. BL și CL reprezintă părți din registrul BX și din CX. Adică BX este format din B high și B low. B high reprezintă primii 8 biți, iar B low reprezintă ultimii 8 biți, least significant. Astfel, din valoarea registrului BX hexadecimal, adică 1, 2, 3, 4, vom avea BH
este format din 1, 2 și below este format din 3, 4. La fel vom face și pentru registrul CX. Deci CX este format din CHIGH și CLOW. CX are valoarea 2233, 2233 în hexadecimal. Deci CHIGH este 22 în hexadecimal și CLOW este 33. Comanda sub BL CL va realiza următoarea operație: B low minus C low. Comanda sub simplă realizează scăderea dintre valorile celor doi registri. Deci rezultatul va fi B, o nouă valoare a registrului BL. Mai bine, așa. Pentru a afla noua valoare a lui BL, avem nevoie de BL în binar, adică 33 în BL este 33, iar în binar avea valoarea 0011 și 001. Aici este 34, deci va fi 100, iar CL are valoarea 33, iar în binar va avea valoarea 0011 și 0011. Vom scădea aceste două numere, iar rezultatul va fi 0 minus 1, nu putem să facem, așa că ne vom împrumuta de la următoarea cifră, la fel nu putem să facem, deci ne vom împrumuta de la 1 și ne vom împrumuta 2. Deci, o să avem 2 minus 1, iar rezultatul este 1. Pentru că ne-am împrumutat de la 1, aici vom avea un 1. Deci, 1 minus 1 va fi 0. Pentru că ne-am împrumutat de la 1 de aici, această valoare va fi 0. Deci, vom avea 0 minus 0. 0 minus 0 este 0. 1 minus 1 este 0, 1 minus 1 este 0 la fel și 0 în continuare. Aceasta este noua valoare a lui B low. Este egal cu B low. Acum, pentru a afla noua valoare a lui BX, pentru că își va schimba valoarea, avem nevoie de B high, care are valoarea în hexadecimal 12. Deci BHI este 12 în hexadecimal, iar în binar va fi 001 și 0010. Deci avem nevoie de această valoare, pe care o vom aduna cu noua valoare a lui BLOW, care este 1 în hexadecimal. Iar rezultatul va fi 0001 0011, care se poate scrie în hexadecimal ca 1300. Aceasta este noua valoare a lui BX. Următoarea comandă este push BX. Deci vom introduce în stivă valoarea registrului BX, adică 1300 în hexadecimal. Aici avem stiva,
și 1, 3, 0, 0 este noua valoare din alocată în stiva. Următoarea comandă este pop ax. Această comandă are rolul de a șterge din stivă prima valoare alocată, adică 0A12 în hexadecimal, ceea ce înseamnă că această valoare va fi ștersă, iar în locul ei va veni valoarea de mai sus, adică valoarea lui bx, 1, 3, 0, 0 în hexadecimal. Deci, ax va avea o nouă valoare, iar această valoare este 1300 în hexadecimal. Not de x are rolul, comanda not de x are rolul de a nega valoarea registrului. Deci avem registrul de x cu valoarea 0005 în hexadecimal, 0005 în hexadecimal, iar în binar este egal cu 000 000 000 1 0 1 0 1. Iar not de x este valoarea negată. Deci valoarea negată va fi în binar următoarea. Se neagă toate cifrele, deci vom avea 1 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 0 1 0. Aceasta este noua valoare a registrului de x. Următoarea comandă este push cx, la fel ca mai sus. Cx este registrul cu valoarea 2233, 2233 în hexadecimal, și îl vom introduce pe stivă. Doi, doi, trei, trei, în hexadecimal. Deci valoarea registrului CX a fost introdusă pe stivă, a fost alocată o memorie pentru această valoare. Și ultima comandă, pop AX, la fel ca mai sus, în stivă, prima valoare va fi ștersă, iar în locul ei va veni valoarea de mai sus, adică valoarea registrului CX, adică 2233 în hexadecimal. Iar aici nu vom mai avea nimic. Deci noua valoare a registrului AX este 2233 în hexadecimal. Noile valori ale registrilor sunt următoarele. Avem AX cu valoarea 2233 în hexadecimal, BX cu valoarea 1300 în hexadecimal, CX cu valoarea 2233 în hexadecimal și DX cu valoarea negată, adică aceasta nu am transformat-o, trebuie să transformăm în hexadecimal. 1, 1, 1, 1 este F, adică 15, aici la fel, aici avem la fel, iar 1, 0, 1, 0 este 10, deci deci valoarea lui de x va fi F, 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 A în hexadecimal.